Federația Română de Handbal a postat în cursul dimineții de joi 20 august programul jocurilor primei etape din cadrul Ligii Naționale Feminine de Handbal, ediția de campionat 2015-2016. Jocurile primei runde se vor disputa pe parcursul a 3 zile, începând de vineri 28 august și până duminică 30 august. Startul noului sezon va fi dat de Handbal Club Zalău și Handbal Club Municipal Roman. Cele două formații, antrenate de Gheorghe Tadici și Florentin Pera, se vor întâlni vineri 28 august de la ora 18 în sala sporturilor din Zalău, duelul dintre cele două formații urmând a fi unul deosebit de disputat. În ultimele dueluri dintre HC Zalău și HC Meroman, fiecare formație și-a fructificat avantajul terenului propriu, astfel că și de această dată, întreaga suflare sălăjană așteaptă o victorie din partea grupării antrenate de profesorul Gheorghe Tadici. Etapa întâi va continua sâmbătă 29 august cu alte 4 partide. De la ora 15 sunt programate duelurile dintre HC Alba Sebeș și CS Unirea Slobozia, respectiv CS Rapid București și CSM Ploiești. Tot sâmbătă, dar de la ora 16, este programat cel de-al doilea joc televizat al rundei, cel dintre HC Dunărea Brăila și SCM Craiova, iar de la ora 17:45 se va da startul unei alte partide televizate, cea dintre HCM Râmnicu Vâlcea și ASC Corona 2010 Brașov. Etapa întâi a Ligii Naționale Feminine de Handbal se încheie duminică 30 august. De la ora 13:30 are loc duelul dintre nou promovatele SC Măgura Cisnădie și CSM București, iar în ultimul joc al rundei se va disputa duelul dintre ardelencele de la HCM Baia Mare și Universitatea Alexandrion Cluj.